eram foarte trist pentru că eram mahmur. Eram în starea în care omul e casant, e ca de sticlă. Încât se vede tot ce are în el. Și ca într-un acvariu se vede un nenorocit de peștișor, care-i sufletul lui. E sigur că eram foarte trist, pentru că nimeni nu voia să-mi spună unde merg eu și ce caut eu cu noaptea în cap, în tren. Iar controlorul de bilete m-a repezit, pe motiv că dacă tot am bilet, să las dracului în pace și să nu-l mai bat la cap cu prostiile mele. Așa că mi-am amintit vorbele mamei. Când nu știi cum să te comporți, trage cu coada ochiului la ce fac ceilalți și fă și tu cum fac ei. Așa că am șters geamul cu mâneca hainei și am privit și eu pe fereastră. Cerul era luminos și jignitor. Și treceam pe lângă o câmpie ninsă, strălucitoare, departe de orice așezare omenească. În mijlocul ei era o femeie și mergea spre un deal îndepărtat. Mergea spre un deal pustiu, mergea prin zăpadă, poticnindu-se și mergea oarecum șerpuit. Și m-a durut că nu înțeleg. Că ce să caute ea pe o câmpie ninsă, strălucitoare, mergând prin zăpadă oarecum șerpuit spre un deal îndepărtat și pustiu și departe de orice așezare omenească. Iar controlorul de bilete m-a bătut pe umăr și a zis să vorbesc mai încet. Și am început să caut înfrigurat în mintea mea un gând. Un gând al meu care să ocupe mintea ei. Ca să avem un cap în comun. Ca și cum am fi două apartamente cu o bucătărie comună. Iar mintea mea era pustie. Și era ca un deal pustiu și îndepărtat, dincolo de o căpupie strălucitoare. Nimic înălțător în mintea mea, nimic de folos cuiva. Și atunci ea s-a oprit și a privit spre tren și a făcut cu mâna. Ca un salut prudent și resemnat și plin de milă. Că ce să caut eu în trenul ăla care se poticnea și mergea oarecum șerpuit departe de orice așezare omenească, pe lângă câmpie înzăpezită și strălucitoare, spre un deal pustiu și îndepărtat. Și controlorul de bilete m-a bătut pe umăr și a zis că să vorbesc mai încet.